la Consiliul European din 9 decembrie anul trecut au calmat într-o anumită măsură piețele și au dat semnalul că există totuși o voință politică puternică pentru stabilitate fiscală, pentru disciplinarea statelor membre, astfel încât erorile de care s-au făcut ele vinovate provocând sau importând și în Europa criza să nu se repete. Cred că 2012 este un an în care toată lumea se așteaptă la continuarea acestor măsuri de austeritate, de disciplină financiară. Acordul interguvernamental care a fost propus în această privință va fi fără îndoială negociat, finalizat și cred că alarma e ceva mai puțin stridentă în aceste săptămâni. Poate că optimismul își face treptat loc, un optimism fără îndoială prudent. Dar nu e un optimism de circumstanță? Adică, nu știu, acum e calm și vă așteptați că ar fi bine să fie calm și în săptămânile următoare. Nu credeți că vor mai fi, nu știu, reuniuni cruciale ale ultimei șanse istorice în săptămânile, lunile care vin? Nu cred. Cred că în martie acordul interguvernamental, care e de fapt un pact euro plus, da, supralicitat, va intra în vigoare. Încă o dată, Europa e un pol economico-tehnologic, financiar, economic foarte puternic. Nu cred că există motive pentru a anunța, precum Casandra despre care vorbeați, sfârșitul eurozonei. Chit că un oficial grec zilele trecute spunea că Grecia ar putea părăsi euro. Astea sunt mai degrabă jocuri în negociere. Joacă România vreun rol în dezbaterile de acum sau, nefiind în zona euro, vocea ei nu prea e luată în seamă? Pe noi ne interesează să evităm o Europa concentrică, cu geometrie variabilă. Da. Ne interesează să nu participăm la un proiect european fracturat. Și aveți impresia de aceea că e important să aderăm, chiar dacă nu suntem la parte din zona euro, la acest pachet care să stabilizeze toată economia europeană, din rațiuni de bun simț. Depindem de piața europeană. Exporturile noastre s-au diversificat un pic și către alte piețe, lumea arabă, Asia Centrală, China, dar asta nu înseamnă că ele nu depind majoritar de comenzile din marile state occidentale, europene. Așa încât avem un destin comun și suntem pe aceeași barcă. Să vorbim puțin despre bilanțul diplomației române anul trecut. Au fost plusuri și minusuri, evident. La plus am putea pune parteneriatul strategic cu Turcia, o dezmorțire vizibilă a relației cu Ucraina, evident scutul antirachetă și un cadou pe care l-ați primit de Crăciun, și anume din Italia, care elimină restricțiile pentru piața muncii. Dintre aceste reușite, care vă bucură cel mai mult? Fără îndoială că importanța maximă are finalizarea și intrarea în vigoare pe 23 decembrie anul trecut a acordului cu americanii privind scutul antirachetă. Acesta este elementul pivotal care ne va asigura pentru următoarele decenii un grad de securitate națională fără precedent. Însă și evoluțiile regionale în imediata noastră vecinătate pe care le-ați evocat sunt extrem de importante. Cresc profilul nostru ca jucător în propria regiune. Ucraina este un vecin esențial pentru noi. Avem interesul de a dezvolta relația bilaterală pe toate palierele cu Ucraina, și la nivel economic, și pe schimburi comerciale, și contactele de la om la om între cele două societăți sunt la fel de importante. Nu doar pentru că avem o comunitate românească importantă, masivă în Ucraina, dar și pentru că avem o foarte lungă frontieră de gestionat împreună. De aceea m-a bucurat că și la Kiev, când s-a făcut bilanțul diplomatic pe 2012, a fost pus în valoare ca bila albă normalizarea relației cu România. Acum avem în lucru o serie de documente de negociat, în plus, de semnat. Sper ca o întâlnire a mea cu omologul ucrainean să aibă loc undeva în februarie la Suceava și Cernăuți și totodată sper că anul acesta să poată fi reluat și dialogul la nivel înalt între cei doi președinți. Adică să existe o vizită? Sigur, dacă va exista substanță, dar voința părților de a intra într-un nou capitol în care
cooperăm și pe Transnistria și în legătură cu parteneriatul estic și pe strategia Dunării promovată în Uniunea Europeană, la Marea Neagră, unde avem o serie întreagă de formate de cooperare regională. Deci, agenda română-ucraineană e foarte vastă. Pe de altă parte, Ucraina este criticată de Uniunea Europeană, Uniunea Europeană din care face parte și România, pentru procesul Timoșenko. Iulia Timoșenko, fostul premier condamnată la 7 ani de închisoare, unul dintre motivele pentru care acordul de asociere întârzie. Noi ne uităm la poza mare, la destinul european al Ucrainei. Niciun stat nu e perfect sau deasupra oricărei critici, însă important este direcția. Deci ne interesează geopolitic menținerea Ucrainei pe această orbită euroatlantică și cred că normalizarea relației bilaterale este o contribuție la acest interes mai larg pe care îl împărtășește lumea democratică. Să rămânem puțin în regiune și să discutăm despre ce se întâmplă în Republica Moldova. Acum câteva zile a fost acest incident tragic. Un soldat rus din Forța de Pacificare a tras asupra unui tânăr moldovean, Vadim Pisari, și l-a ucis. Care e reacția României? În primul rând, deplângem acest incident tragic și țin să folosesc prilejul convorbirii noastre pentru a transmite condoleanțe familiei tânărului Vadim Pisari, care a fost omorât. E nevoie de o anchetă cât se poate de profesionistă și completă, care să elucideze împrejurările acestui accident nefericit și în același timp să vedem cum punem alături de Ucraina și de partenerii noștri europeni sub semnul întrebării această prezență pacificatoare a forțelor ruse. Nu vrem ca astfel de incidente să se repete și în același timp susținem la rândul nostru, așa cum o face și Ucraina sau Republica Moldova însăși, internaționalizarea acestei forțe civile de menținere a păcii sub egida OSCE. Dar cine să facă această anchetă pentru început? Sigur că autoritățile, procuratura din regiunea separatistă, dar în cooperare cu autoritățile moldovene, pentru că e nevoie, am înțeles că și partea rusă a trimis niște investigatori, e nevoie să știm exact ce s-a întâmplat, e nevoie ca acest tip de incident soldat cu moartea unui nevinovat să nu se mai repete și e nevoie ca acest lucru să impulsioneze, de fapt, negocierea unei soluții politice pentru conflictul înghețat din Transnistria. Am văzut o reacție, spuneați, din partea Ucrainei, care regretă incidentul și care spune că, la fel ca și dumneavoastră, speră într-o investigație obiectivă și imparțială. Ați avut o coordonare cu cei de la Kiev înainte? Nu a avut loc o coordonare, dar cred că este o reacție normală de ambele părți. Dar o reacție din partea Rusiei aveți, prin afară de cea ambasadorului rus, care minimaliza oarecum ce s-a întâmplat acolo, spunea că șoferul moldovean băuse, că nu știu, nu respectase mai multe reguli. Aveți vreo reacție? Nu, n-am primit astfel de reacții, dar sunt de acord cu reacția pe care a avut omologul meu moldovean, domnul Iurie Leancă, în momentul în care acele afirmații au fost făcute. Ce a spus Iurie Leancă? A spus că, mă rog, l-a pus la punct pe ambasadorul respectiv și în același timp a insistat pe necesitatea ca, dincolo de acest eveniment tragic, să se găsească o soluție politică negociată și credem că numai prin internaționalizarea forței civile de menținere a păcii acolo se poate avansa către o soluție pe care, bineînțeles, trebuie să ne ofere negocierile purtate în formatul tradițional, 5 plus 2. Da. Vă așteptați la deschidere din partea celorlalți, din partea participanților, am spus celor? Cred că da, acum și în Transnistria a avut loc alegeri, s-a schimbat leadership-ul acolo. Noul președinte al acestei regiuni separatiste e o persoană dintr-o generație mai tânără, probabil că înțelege mai corect ce se întâmplă în regiune, în Europa, în Federația Rusă. Și cred că poate e de vreme să spunem cum va acționa, pentru că avem nevoie să strângem încă niște informații, dar e esențial ca această schimbare să fie fructificată într-un sens dorit de toată lumea.
Pe de altă parte, rămânând în regiune, Republica Moldova nu reușește să-și desemneze un președinte sau parlamentul să aleagă un președinte, iar singurul candidat, care mai fusese candidat, Marian Lucu, s-a retras din cursă. Ce se întâmplă dacă pe 15 ianuarie Moldova în continuare nu are un președinte stabil? E fără îndoială un semnal descurajant pentru prietenii europeni ai Republicii Moldova. Știți că noi am făcut Asta era întrebarea următoare. Ce se întâmplă cu grupul de prieteni al Republicii Ultima Moldova? Ultima dată ne-am reunit în noiembrie. Au venit în continuare mulți colegi de-ai mei, miniștri de externe din statele membre, care vor să sprijine agenda europeană a Republicii Moldova. E vorba de acordul de asociere, de dialogul pe vize, foarte avansate din punct de vedere tehnic, de acordul cuprinzător de liber schimb, extrem de importante pentru redresarea situației economice și pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Dacă nu reușesc să-și pună președintele, e o problemă. Deci, forțele politice din Republica Moldova au această responsabilitate. Nimeni nu a acceptat sau n-a organiza vreo imixtiune, cu atât mai puțin România. E treaba lor. Însă e important ca semnalul dat din acest punct de vedere să fie cât mai puternic. Deci e necesar ca un președinte să fie ales, instituțiile să funcționeze astfel încât toate reformele pe care Chișinăul le negociază cu Bruxelles să-și urmeze cursul firesc. Să continuăm cu bilanțul. Am vorbit despre ce a funcționat, să vorbim despre ce a funcționat mai puțin bine. Marea problemă nerezolvată este aderarea la spațiul Schengen. România este blocată de noul olandez. Cât va mai dura? Am avut deja 3 consilii de justiție și afaceri interne care n-au putut adopta o decizie din cauza opoziției olandei. Avem toate statele membre de partea noastră. Comisia, pe președintele Consiliului European, Van Rompuy. Vom negocia și în următoarele 2 luni cu partenerii din Olanda pentru ca această formulă de compromis, ridicarea controlelor la frontierele maritime și aeriene în prima etapă, urmată de ridicarea controlelor la frontiera terestră, să poată intra într-un calendar de implementare. Credem că Olanda, care continuă să facă legătura dintre intrarea noastră în Schengen și reforma justiției, amestecă planurile. Suntem în continuare dorni să le explicăm ce facem și în reforma justiției, din punctul de vedere al tratatului nostru de aderare, situația juridică e pe deplin limpezită, deci avem absolut toate argumentele tehnice și legale pentru ca decizia de extindere a spațiului Schengen să fie luată. După cum știți, e nevoie de consens, Olanda se opune, vom încerca să o convingem să schimbe, să-și flexibilizeze atitudinea, mai cu seamă pentru că în justiție s-au petrecut reforme cuantificabile, ele trebuie foarte bine prezentate și la Haga. Ne așteptăm ca și raportul intermediar pe reforma justiției în februarie să fie cât mai pozitiv și cu aceste argumente pe masă să îi convingem pe olandezi că obstinația lor este contraproductivă. Între timp veți cumpăra fructe și legume olandeze? Nu mă uit la ce fel de zarzavat cumpăr. Sunt un european convins, așa cum sper ca și olandezii să fie. Apropo de ce spuneați, liberalizarea pieței muncii, sigur că Italia ne-a dat o veste bună. Olanda, Marea Britanie, Franța sunt încă reticente din acest punct de vedere. Dar sunt vreo 9 țări încă, 9-10. Da, e adevărat că și țările care n-au liberalizat complet accesul lucrătorilor din România și Bulgaria pe piața lor, pe piața muncii, au de fapt foarte multe, zeci, sute de meserii unde specialiștii, lucrătorii noștri pot să-și găsească joburi. Dar e vorba de un semnal politic, de spiritul european, de continuarea implementării acestui proces, acestui principiu de liberă circulație pe piața internă a muncii. Și sunt convins că înainte de expirarea termenului în 2014 vor mai fi și alții care vor ajunge la
poziția italiană, foarte deschisă. Apropo de spiritul european, o actualitate foarte prezentă e legată de Ungaria, țară vecină. Ungaria care ne liniștește Bruxelles-ul, ne liniștește Washington-ul din cauza noii Constituții care are accente nedemocratice. Vă întreb dacă vă ne liniștește și pe dumneavoastră ce se întâmplă la Budapesta. Urmărim ce se întâmplă, relația bilaterală e bună. Îmi pare rău că guvernul de la Budapesta nu pare la fel de entuziast ca acum 6 luni sau un an față de ideea unei ședințe comune de guvern. Am făcut una cu italienii, alta cu israelienii, vom face una cu moldovenii. Am avut o asemenea exercițiu și cu vecinii de la sud, bulgari. Deci, între România și Ungaria există același set consistent de interese comune. Dar dincolo de ședința comună de guvern, Constituția, nu a lor Constituție, nu vă pune niciun semn de întrebare? Am citit-o, mă bucură faptul că se face o referire la Dumnezeu în această Constituție, pentru că eu aș fi vrut și în tratatul de la Lisabona, în preambul, să existe o referire la tradiția iudeo-creștină a culturii europene. Vecinii noștri au încasat o papară de la tot felul de autorități, mai de curând Alain Juppé și-a manifestat îngrijorarea, ministrul francez de externe, Hillary Clinton, Comisia Europeană. Ei sunt în negociere și pe legea Băncii Centrale, da, și pe Constituție, cum va fi aplicată. Nu cred că e vorba de un derapaj grav, dar trebuie să fim atenți și trebuie să lăsăm Comisia, care e gardiana tratatelor, să măsoare nivelul de democrație pe care aceste noua lege fundamentală și legislația secundară îl comportă. Mai avem câteva minute, domnule ministru. La ce să ne așteptăm în 2012? Spuneați într-o declarație pentru Mediafax că veți continua politica de ancorare regională a României. Concret, ce veți face? Avem acum parteneriat strategic cu Polonia, care ne ancorează foarte bine în parteneriatul estic și în Europa Centrală, în fostul grup Visegrad, ca să zic așa. Un parteneriat strategic cu Turcia, care ne permite să fim mult mai activi la Marea Neagră, spre zona sud-caucaziană și Asia Centrală, unde avem, de altfel, deschideri excelente. Vom încerca să monitorizăm și să fim proactivi în tot ce înseamnă proces european în 2012. E o vreme de schimbări, de prefaceri, în care trebuie să fim sincronizați, să fim proactivi. Vom face acest lucru. E de urmărit în continuare ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord, în aceste tinere democrații care își caută drumul. Vom căuta și noi să-i ajutăm în continuare cât putem de mult, pe egipteni, pe tunisieni, pe libieni. Avem în plan, în câteva luni, și o nouă ediție a Forumului Economic România-Statele Golfului, de data aceasta la Abu Dhabi, unde iarăși sperăm să ajutăm exportatorii români în căutarea unor noi piețe de desfacere și totodată să atragem cât mai multe investiții din golf în România. Relația cu China este relansată, e rândul nostru să ne demonstrăm seriozitatea, da, 5 cu Tarnița sau cu alte mari proiecte. Spuneați la un moment dat că autoritățile române ar trebui să le trateze cu seriozitate. Aveți impresia că nu le tratează cu seriozitate? Aveți un semnal că lucrurile nu merg cum ar trebui? Nu știu că primul ministru a constituit echipe interministeriale pentru fiecare dintre aceste 5 mari proiecte cu China și sperăm ca anul acesta să fie și anul în care măcar unul dintre ele să intre într-o fază operațională. Sigur că e importantă anul acesta și implementarea declarației de parteneriat strategic pentru secolul 21, încheiată de președintele Traian Băsescu cu președintele Barack Obama. Mai am o întrebare și vă cer un răspuns foarte scurt. Ce se întâmplă cu legea votului prin corespondență? Se va aplica de la scrutinul din această toamnă? Credeți? Recensământul ne va arăta. Probabil că 15% dintre români trăiesc deja în afară. Aceste 3 milioane, în estimarea noastră, de compatrioți trebuie să rămână legați de națiunea română și votul prin corespondență e un drept pe care nimeni n-are de ce să îl refuze. Eu voi continua să militez pentru adoptarea acestei legi în forma pe care am redactat-o la Ministerul Afacerilor Externe. Tudor Baconschi, ministru de Externe, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu!